În ce constă cunoștința mântuirii? Cunoștința mântuirii stă în iertarea păcatelor. Deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură în Luca la capitolul 1 și de aici versetul 77. Cântarea lui Zaharia. Și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui prea înalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui și să dai poporului său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lui. În aceasta stă cunoștința mântuirii. Nu universitățile cu nume frumoase din lumea întreagă, bibliotecile imense care s-au scris, milioanele de pagini, de predici, de discursuri, de explicații, de teologii, toată această grămadă, vorba poetului zdrențuros, șir de himere, nu reprezintă cunoștința mântuirii aceasta. Au ceva de a face cu, trec pe undeva, pe lângă, au tangență cu mântuirea, cu cunoștința mântuirii. Dar pe cea mai simplă cale, cunoștința mântuirii stă în iertarea păcatelor. Aceasta este cunoștința mântuirii. În bisericile moderne, printre și între care suntem, nu se pomenește nimic de iertarea păcatelor. Când ați auzit ultima predică legată de iertarea păcatelor în una din bisericile pe unde ați mers? Când ați auzit ultima predică legată de iertarea păcatelor? Când ați auzit ultima rugăciune care a spus: Doamne, iartă-ne păcatele, te rugăm? Nu numai că nu se mai predică despre iertarea păcatelor, nu numai că nu se mai roagă nimeni despre iertarea păcatelor, dar nici nu mai constituie o problemă pentru cei mai mulți. Ca și când păcatul a dispărut, noi am avansat chipurile și nu mai intră în discuție problema aceasta. Satana este foarte fericit să ne ocupăm de lumea întreagă, dar să nu ne ocupăm de compartimentul acesta al iertării păcatelor. Suntem în desfășurarea studiului privitor la rugăciunea Tatăl nostru. Și am ajuns la inima rugăciunii Tatăl nostru. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Am vești bune și vești groaznice pentru poporul lui Dumnezeu. Mântuirea gravitează în jurul acestui cuvânt numit iertare. Aceasta este cunoștința mântuirii, iertarea păcatelor. Un om poate să învețe toate tainele și toată știința. Dacă n-a ajuns la iertarea păcatelor, a învățat degeaba. Poate să vorbească cum a vorbit Pavel sau oricare dintre mari oratori sau predicatori ai istoriei lumii noastre, dacă n-a înțeles iertarea păcatelor, nu ajută la nimic. După ce Domnul Hristos a prezentat întreaga rugăciune Tatăl nostru și a vorbit acolo ceea ce noi am învățat în fiecare seară: Tată care ești în ceruri, apoi vie împărăția, facă-se voia, pâinea noastră, a ajuns la punctul acesta al iertării păcatelor, al iertării greșelilor noastre, lucru cu care concluzionează rugăciunea Tatăl nostru. Din toată această rugăciune, Domnul Hristos se oprește la acest cuvânt. Cuvântul acesta este miezul rugăciunii și este cunoștința mântuirii. Versetul 14, concluzia rugăciunii Tatăl nostru spune: dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre, dacă nu iertați, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Aceasta este cunoștința mântuirii. În această seară vom înțelege o dată în plus de ce, dacă ar fi poporul meu ca nisipul mării, doar o rămășiță va fi mântuită. Vom înțelege de ce. E legat de cuvântul acesta, iertarea. Iertare. Datorită faptului că n-au putut ierta, cei mai mulți nu vor intra în împărăția cerurilor, ci vor muri în țara nimănui. Au ieșit din țara Egiptului, dar n-au intrat în țara Canaanului. Vor muri în țara nimănui cei mai mulți din poporul lui Dumnezeu din cauza cuvântului acestuia, iertare. Dumnezeu să ne ajute în studiul prin care trecem în această seară. Mai mult decât studiu, aș dori să ne rugăm în această seară să ne lumineze Dumnezeu, să ne predice personal, să ne ajute să înțelegem greutatea copleșitoare, zdrobitoare, decisivă a acestui lucru în lucrarea de mântuire. Cunoștința mântuirii stă în iertarea
păcatelor. Un om a protestat prin scris, de câteva ori mi-a trimis scrisoare după scrisoare: încetați cu rugăciunea Tatăl nostru, a spus, vă rog, încetați cu rugăciunea Tatăl nostru, vă rog, nu mă mai chinuiți, a spus, vă rog, nu mai rostiți rugăciunea aceasta, pentru că eram într-un sat unde atunci începea lucrarea lui Dumnezeu și singurul lucru pe care l-aveam în comun cu oamenii de acolo era rugăciunea Tatăl nostru. Și la începutul evanghelizării repetam această rugăciune cu voce tare, cu toată lumea care era acolo. Și după câteva apeluri, la urmă s-a ridicat în picioare și a vorbit foarte, foarte pasionat și a spus, vă rog, încetați, nu mă mai chinuiți. Și am spus, care este chinul, ce vă chinuie? Și a spus, dar nu mai repetați fraza aceasta, iartă-ne greșelile precum iertăm. Nu se poate așa ceva, dar nu mai vorbiți așa ceva. Înseamnă că nimeni nu e mântuit în cazul ăsta. Eu nici n-am ce să caut aici, a spus. Vă zic, tocmai pentru aceasta a fost scris, ca să vă dați seama de ceea ce aveți nevoie. Ne dăm tot seama când rostim cuvintele acestea. Iartă-ne greșelile noastre precum și noi iertăm. Dar ați observat că nu le rostim în rugăciune nici noi, deloc. Este foarte greu de rostit. Și sunt atâția creștini care vor merge și au ales să meargă direct în flăcări, dar nici cum n-au ales să ierte. Este mult mai ușor să meargă în foc decât să ierte. Pare un munte de netrecut. Și într-adevăr este grozav, cu cât întârzie mai mult starea aceasta de lucruri în inima noastră, cu atât iertarea devine mai greu de realizat. Cu atât mai greu putem să iertăm un om. Dumnezeu nu va ierta niciodată altfel. Cuvântul Domnului ne învață ceva surprinzător, și anume că iertarea păcatelor are loc într-o formă, cum am numit-o noi aici, pedeapsă cu suspendare. Aceasta este tot. Nu știu termenul acesta juridic bine, dar haideți să deschidem în Evanghelia după Matei, capitolul 18 și de aici versetul 35. Să vedem ce însemnează și în ce fel se face iertarea păcatelor noastre. Iertarea păcatelor noastre nu este definitivă și irreversibilă. Va avea loc acest eveniment atunci când păcatele vor fi așezate pe capul țapului de trimis, pe capul Satanei, și cu ele toate va merge acolo. Iertarea noastră are caracter, iertat să fie că dezamăgesc poate pe cineva și poate pe niște visători îi și sperie cuvântul Domnului din această seară, dar iertarea este provizorie. Iertarea nu este definitivată, este provizorie. Robul acela s-a aruncat la pământ și a spus, Doamne, mai îngăduiește-mi și îți voi plăti. Stăpânul, făcându-i se milă, i-a dat drumul și ce i-a făcut? I-a iertat datoria. Iertare! I-a iertat datoria. Omul iese afară, întâlnește pe unul din tovarășii lui de slujbă care îi datora 100 de lei, îi înfige mâna în gât și îl strângea de gât tot mai mult și tot mai mult, zicând, plătește-mi ce mi-ești dator, plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ. Vă dați seama, cu mâna în gât s-a aruncat la pământ și îl ruga și el acum. Și zicea, mai îngăduiește-mi și îți voi plăti. Omul care auzea aceste cuvinte, care era cu mâna în gâtul aproape lui, cunoștea el cuvintele acestea de undeva? De unde le știa? Chiar el a spus aceleași cuvinte înaintea lui Dumnezeu. Și providențial Duhul Sfânt l-a inspirat pe datornic să spună aceleași cuvinte, doar îi va trezi mintea lui nebună, nebunită după bani. Doar îi va trezi mintea și își va aduce aminte că la aceeași rugăciune am înălțat-o și eu, la aceleași cuvinte am primit răspunsul, te iert, mergi acasă. Și poate și el urmează să repete, să reediteze pilda stăpânului său. Dar el n-a vrut. Cei mai mulți oameni au fost deja vânduți diavolului și au căpătat convingerea că ei nu pot să ierte. Ei nu pot să... Nu pot! Cum? Cum să ierte? Nu se poate! Nu există acest cuvânt la Dumnezeu. Vă rog, nu e nimeni obligat să ierte, dar orice om trebuie să înțeleagă că nu este adevărat că nu se poate ierta, nu pot să iert. Nu e adevărat. Este o minciună a tatălui minciunii. Omul acela n-a vrut. Cine nu iartă, nu vrea, nu că nu poate. Care e omul acela care dorește și vrea să ierte și nu-i dă Dumnezeu putere să ierte? Și vine la judecată și spune, Doamne, eu am vrut să iert, am fost cu toată inima și nu mi-ai dat putere, m-ai lăsat pe jos. Cum să merg, ce să fac? Am vrut. Care e omul acela?
Niciodată nu va veni nimeni la Dumnezeu să spună aceste cuvinte. Ci omul acela n-a vrut să-l ierte. Și s-a dus, l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când a văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-a întristat foarte mult. De ce s-au întristat tovarășii lui? Pentru că ei fuseseră martori la acea lecție nemai auzită în care stăpânul iertase datoria de 10.000 de talanți. Asta e datorie imposibilă. Nu intră în discuție plata unei astfel de datorii. S-au întristat foarte mult. Sufletul lor era plin de blândețea și bunătatea chipului stăpânului care a iertat pe nemernicul acesta, care l-a înconjurat cu dragoste, l-a îmbrățișat și l-a redat vieții și familiei. I-a redat bucuria de a trăi. L-a făcut să uite o greutate care îl torturase toată viața lui. Care e omul acela care poate să mai doarmă liniștit cu o datorie de 10.000 de talanți? Și într-o singură clipă i-a ridicat toată povara de pe conștiință. Ba mai mult, l-a făcut să se simtă acceptat și într-o clipă l-a făcut să se simtă că n-a fost dator niciodată în viața lui. Și știm noi bine ce simte un om când a plătit datoria. Cum vine să zboare ca o pasăre chiar dacă are 90 de ani, e vine să o ia pe sus de bucurie că a scăpat de datorie. Dar de la peisajul acesta atât de mișcător, deodată brutal se schimbă scena și omul acela cu mâna înfiptă în gâtul lui îl târă la închisoare, îl aruncă acolo până când va plăti tot ce datorează tovarășii lui. S-au întristat foarte mult și s-au dus de-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acela și i-a zis: rob viclean, eu ți-am iertat ție, toată datoria ți-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat. Și el te-a rugat la fel pe tine. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Iertarea păcatelor nu se face pe bază de compensație. Cu ce ar putea să compenseze un om care datorează 10.000 de talanți? Ce să dea în schimb? Pielea de pe el? Păi asta nu face nici o ceapă degerată, nu costă. Ce să dea? Ce să dea? Casa? Ce casă poate să aibă un om dator 10.000 de talanți? Ce avere poate să aibă cineva? Un om, te-am rugat pentru că am avut milă de tine. Dacă Dumnezeu ne iartă, ne iartă pentru că are milă de noi. Mângâierea mea.
moștenirea mea. Sau nu ni se cuvine iertarea păcatelor, nu este de drept, este un rod al milei lui Dumnezeu. Și cine iartă, iartă pentru că are milă, și cine nu iartă, nu iartă pentru că nu s-a împlinit condițiile, nu s-a făcut așa, nu s-a făcut pe dincolo, nu s-a făcut pe dincolo, de-aia n-am iertat, nu, ci nu iartă pentru că nu are milă, nu e milă. Acesta e motivul. Se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine. Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorului până va plăti tot ce datora. Păi ce mai datora omul ăsta? Mai datora ceva? Păi da, n-au fost iertați? Ce datora omul acesta? Milă datora. Asta era datoria. L-a băgat acolo până va plăti tot ce datora. Stăpânul iertase datoria, dar robul acesta nu înțelesese nimic. Iertarea lui Dumnezeu este condiționată, este temporară, vremelnică. Depinde pe felul cum primim și cum înțelegem această iertare. Aceasta este cunoștința mântuirii. Iartă-ne greșelile, precum și noi iertăm greșelile aproapelui nostru. Dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, Tatăl vostru cel ceresc nu vă va ierta greșelile voastre. Fiecare neiertător care stă în această seară aici, fiecare dintre cei care n-au putut să ierte toate lucrurile, așa cum ne cheamă cuvântul lui Dumnezeu, are în capul lui o mare minciună. Are o speranță, o nădejde înșelătoare, și anume speră că Dumnezeu va face o excepție cu el.
El crede că are dreptate când nu iartă și la rândul lui și Domnul îi va da dreptate când va intra în sala de nuntă și îl va vedea îmbrăcat cu haina asta strâmbă, va zice, bine că ești cu asta, știu de ce ești cu asta, era normal să vii cu haina asta, nici n-aveai cu care altă haină să vii aici, bine că ai venit, rămâi aici. Domnul nu va face niciun fel de excepție cu nimeni niciodată. Ai iertat toate lucrurile, te iartă Dumnezeu de tot. N-ai iertat indiferent cum te cheamă. Moise să te cheme, David să te cheme, să te cheme Gabriel din ceruri. Indiferent cine ești, Dumnezeu nu face excepții. Dumnezeu nu are nepoți, nu are relații, cunoștințe. Dumnezeu are fii și fiice sau străini. Dacă iertați și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta. Să vorbim ceva practic. Stăm în fața lui Dumnezeu. E cineva care totuși nu l-am putut ierta? Am o problemă care nu. Nu pot, zicem noi. Nu pot să trec peste ea. Nu pot sau nu vreau. Omul acela n-a vrut. Bine, dar n-a venit la mine. Nu și-a cerut iertare. N-a făcut tot protocolul necesar ca să văd dacă îl iert sau nu-l iert. Vreau să vă întreb, cei care erau jos lângă cruce și huiduiau și suduiau, înjurau, blestemau, spuneau cuvinte murdare la adresa Domnului Hristos pe cruce, oamenii aceia au venit la el, au cerut iertare, au făcut tot protocolul și după aceea i-a iertat Domnul Hristos? Nu! Bine, dar atunci înseamnă că cel greșit nu mai trebuie să vină la mine, nu mai trebuie să mărturisească sau cum? Ba da, dar aceasta nu pentru mine. Vai de omul acela care așteaptă de la aproapele lui așa ceva și care condiționează iertarea de lucrul acesta. Vai de el. Acest lucru, mărturisirea păcatului, ține de persoana care a făcut greșeala. El are nevoie să mărturisească păcatul. Nu eu am nevoie să vii la mine ca la papa sau ca la nu știu cine să-mi spui mie ce ai făcut, ce ai gândit, ce ai simțit. Ce a făcut tatăl fiului risipitor când acesta s-a apropiat și când își făcuse planul minte ce să spună? Învăluit imediat, l-a acoperit. Nu avea nevoie de spusele lui. Avea nevoie de el. Fiul risipitor avea nevoie să spună aceste lucruri. Mărturisirea e necesară pentru cel care a greșit, nu pentru cel împotriva căruia s-a greșit. Și cine așteaptă să-i se facă mărturisiri după toate rânduielile rabinice moderne, aș dori să vă spun că nici nu va ierta, nici nu va fi iertat niciodată. Pentru că mărturia noastră, mărturisirea noastră către Dumnezeu, dacă s-ar vedea cât este de strâmbă, de oarbă și de schiloadă, n-am mai îndrăznit să mai spunem nimic. Rugăciunea noastră e preluată de Duhul Sfânt și e prezentată de Domnul Hristos înaintea Tatălui. El face mărturisirea în dreptul nostru. Ce mărturisim noi lui Dumnezeu? E departe. E departe de ceea ce ar trebui să fie. Iartă-ne greșelile precum și noi iertăm. Cel care nu iartă greșeala și care judecă și care răzbună, acel om, vrând sau nevrând, se așează în locul lui Dumnezeu. Haideți să deschidem Sfânta Scriptură în capitolul 50. Cunoașteți pe cineva care a vrut să se așeze în locul lui Dumnezeu? Satana, sigur că da, Lucifer. El a dorit în inima lui să se așeze în locul lui Dumnezeu. Ne gândim cu groază la așa ceva, auzi, să încerci să iei locul lui Dumnezeu. Este așa de murdar când un om sapă pe altul să ia locul. Tot felul de manevre, de politici, de sfărării. E satanic. Doar minte să îndrăznești să iei locul lui Dumnezeu, auzi? Să dai târcoale lui Dumnezeu, să-l saci pe Dumnezeu. Să-l vorbești de rău în dreapta și în stânga peste tot, să-i strici numele, reputația, să faci oamenii să aibă îndoieli în dreptul lui, să saci pe Dumnezeu ca să iei locul. Nebunia nu poate să mai treacă dincolo de granița aceasta. Mai jos de aici nu se poate. Ne gândim cu groază la așa ceva și totuși nu ne dăm seama că în momentul când noi nu iertăm pe omul de lângă noi, noi acest lucru îl facem. Ce a făcut Lucifer în ceruri. Ne așezăm sau încercăm să ne așezăm în locul lui Dumnezeu. Stăm deschis Sfânta Scriptură la capitolul 50 al cărții Genesa. Frații au venit la Iosif. Este o nouă întâlnire. Pentru ultima dată îi vom vedea cu fața la pământ. Pentru ultima dată îl vom vedea pe Iosif în toată măreția caracterului lui Dumnezeu care era asupra lui. Au trimis să spună lui Iosif, tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte. Iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor, căci ți-au făcut rău. Așa a zis Iacov înainte de moarte. Spuneți lui Iosif din partea mea, iartă pe frații tăi.
Și acum se adaugă și ei: iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tău. Lângă rugămintea lui Iacov către Iosif se adaugă și rugămintea lor personală, prin care ei spun: iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. Mă mir, ar fi trebuit să se bată cu pumnul în piept și să spună: în sfârșit ați ajuns la mâna mea. V-am spus de mult că aici o să ajungeți. Acum să vă frec. Nu, Iosif era un om pocăit cu adevărat, care iubea pe Dumnezeu din suflet și a plâns. A plâns de bucurie că frații lui au înțeles gravitatea și murdăria păcatului. El îi iertase de mult în dreptul lui. Numai că ei aveau nevoie să înțeleagă lucrul acesta. Pentru ei s-a făcut ce s-a făcut acolo, nu pentru Iosif. Iosif nu era înălțat pe tron și a așteptat să-i sărute cizmele cineva. Nu. El iertase numele lui Dumnezeu și după felul de iertare al lui Dumnezeu. Dar a plâns mult când a văzut că frații lui au înțeles în sfârșit despre ce este vorba. Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. Frații lui au venit și s-au aruncat ei înșiși cu fața la pământ înaintea lui și au zis: suntem robii tăi. Iosif le-a zis: fiți fără teamă, căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Iosif a știut că dacă nu va ierta păcatul fraților lui, atunci va face păcatul pe care l-a comis Lucifer în ceruri când a vrut să se așeze în locul lui Dumnezeu. Și el a spus: eu nu sunt în locul lui Dumnezeu. Eu nu atentez să mă așez pe locul lui Dumnezeu. Sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi negreși v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede astăzi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Fiți dar fără teamă, fiți fără teamă. Nu sunt un om răzbunător, nu sunt un om care am așteptat să-mi cădeți în mână și odată ce ați venit, acum să vă frec. Nu sunt de acest fel. Fiți fără teamă, căci eu vă voi hrăni. E adevărat, voi m-ați aruncat în groapă, voi m-ați vândut, dar eu vă voi hrăni. Așa știu să întorc înapoi gestul pe care l-ați făcut voi. Pe voi și pe copiii voștri. Și i-am îngâiat și le-am bărbătat inimile. Trăim în familie și sunt puține acele zile când soțul nu face greșeli împotriva soției, soția împotriva soțului, copiii împotriva părinților și părinții împotriva copilor. Sunt puține acele zile. Tot ce se întâmplă e îngăduit de Dumnezeu ca să învățăm să iertăm. Și dacă nu poți să ierți pe omul de lângă tine, cum te poți înșela că poți să ierți pe cel care este puțin cel mai departe? Dacă nu poți să-l accepți pe el, cum vei accepta un străin și un necunoscut? Dacă ții minte păcatul și greșeala și o amintești mereu în vorbirea ta, dacă faci din ea un subiect, dacă răsucești cuțitul în rană, dacă nu ierți și nu uiți și nu poți să treci cu vederea, te-ai așezat în locul lui Dumnezeu, ai să mergi exact acolo unde va merge cel care a vrut să se așeze în locul lui Dumnezeu. Și cuvintele acestea nu sunt cuvintele mele. Să ne întoarcem în Evanghelia după Matei la capitolul 18 și să citim versetele 34 și 35. Stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Și concluzia Domnului nostru Iisus Hristos: tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Cum adică tot așa? Ați citit cuvântul acela care spune: munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de mânia mielului. Să nu vadă nimeni mânia mielului. Nu mai e nimic de văzut după aceea. Stăpânul s-a mâniat. Rob viclean pe care te-am iertat din toată inima, care ți-am iertat toată datoria. Stăpânul s-a mâniat pe el și l-a dat pe mâna chinuitorilor. Ce se va întâmpla cu cei pierduți? Vor fi chinuiți. L-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Plata păcatului, care este moartea. Acest lucru se va întâmpla cu toți neiertătorii. Ne-am gândit așa de puțin la faptul că nu vom fi iertați altfel de cum iertăm. Tot așa va face Tatăl Ceresc. Se va mânia mânia mielului. Va da pe mâna chinuitorilor, vor fi chinuiți. Și vor plăti în final plata păcatului, care este moartea a doua. Dacă fiecare din voi nu iartă din
Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit.
Rugăciunea Tatăl nostru, a cărei esență este iartă pe aproapele tău, are o cheie acolo și ne iartă nouă greșelile noastre. Cum spune acolo? Precum. Ce însemnează cuvântul acesta precum? Așa cum? După cum? În asemănare cu? Aceasta însemnează. Domnul Hristos nu pune aici condiția iertării formale, ci spune că vor fi aruncați în foc și pucioasă, vor suferi mânia mielului și vor plăti plata păcatului, care e moartea a doua, toți cei care nu iartă cum? Asta e problema foarte serioasă. Nu e mare greutate să-i spui unea te iert și să rămână la fel. Dar aici Domnul Hristos vorbește de altceva. Tot așa vă va face și Tatăl vostru, Tatăl meu cel ceresc. Vedeți că nu scrie Tatăl vostru. Nu este Tatăl celor care nu iartă. Dumnezeu este un Dumnezeu iertător. Am învățat noi în Sfânta Scriptură, îndelung răbdător, bogat în bunătate, iartă nelegiuirea și păcatul, ține îndurarea peste mii de neamuri de oameni. Tatăl meu cel ceresc tot așa vă va face dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Aici nu spune cum să vină fratele la mine, cum să-mi zic, asta e treaba fratelui. Dacă vine pentru el, vine. Dacă mărturisește pentru el, mărturisește. Las că nu e sincer, nu s-a pocăit. Vezi cum te așezi pe scaunul lui Dumnezeu? Vezi cum te faci Lucifer? Cine te-a pus pe tine să judești tu simțămintele celui care îți mărturisește ție greșeala? Că e sincer, că nu e sincer, că spune din inimă, că nu spune. E treaba ta aceasta. Cine ți-a dat ție dreptul acesta? Iosif a spus, eu nu sunt în locul lui Dumnezeu ca să fac așa ceva. Dumnezeu știe ce are de făcut și cu voi, fraților, și cu mine. El este judecătorul tuturor gândurilor oamenilor. El desparte simțămintele și pătrunde în adâncimile ființei umane. Domnul nu vorbește aici despre cel care cere iertare, ci despre cel care iartă. Tot așa va face Tatăl meu cel ceresc dacă nu veți ierta din toată inima pe fratele vostru. Rugăciunea Tatăl nostru, cu toate cele spuse până acum, care sunt de mare însemnătate, are acest nucleu. Degeaba spune cineva Tatăl nostru care ești în cerul, care ai creat cerul, pământul. E degeaba. Degeaba crede că este un Dumnezeu care a făcut cerul și pământul dacă nu iartă pe aproape. Totul trece pe aici prin punctul acesta. Degeaba se roagă cineva, vie împărăția ta. Așteaptă împărăția care va să vie și el nu a iertat-o pe nevasta sau pe fratele sau pe cumnatul sau pe ruda. Ce aștepți? Ce așteptați voi de la ziua Domnului, întreabă Biblia? Vorbiți de plaiurile împărăției cerurilor? Mai bine să vorbim de lacul de foc și pucioasă, dacă nu putem să iertăm. Avem altceva de vorbit în cazul acesta. Plaiurile împărăției sunt pentru cei care iartă și care vor fi iertați. Iartă-ne greșelile noastre, precum și noi iertăm pe ale greșiților noștri. Fiecare să ierte din toată inima lui. Domnul nostru Iisus Hristos ne-a lăsat marele exemplu al iertării. Nu stă în puterea noastră. Vă spun deschis, am luptă cu mine însumi. Niciun om nu poate să facă lucrul acesta fără luptă. E nevoie să mă arunc în genunchi, e nevoie să mă arunc cu fața la pământ de multe ori, să mă ridic la rugăciune, să mă plec iarăși, să mă ridic, să mă plec iarăși și să mă lupt în rugăciune până când mă eliberează Dumnezeu. Formal aș ști să mă port, dar nu mă interesează formalitatea. Mă interesează adâncul inimii, că acolo citește Dumnezeu, trebuie să iert din toată inima mea. Și nu am puterea aceasta. Nu am, trebuie să alerg la Dumnezeu pentru ea de fiecare dată. Dar am făcut o experiență în viață și vă spun că niciodată nu m-am dus la Dumnezeu să cer putere pentru iertare și să nu-mi fi dat Dumnezeu din belșug și să mă fi și eliberat în clipa aceea de niște lucruri pe care am spus că nu le voi ierta până la moarte. Nu voi uita niciodată așa ceva. Cât voi trăi sub soare! Că erau într-adevăr lucruri de neuitat. Dar cu puterea lui Dumnezeu am fost într-o clipă dezbrăcat. Am spus două cuvinte în rugăciune. Doamne Iisuse, Tu ești avocatul meu, Tu ești apărătorul meu. Iau acest dosar cumplit, care mi-a spart inima, mă face să sângerez, sunt călcat în picioare, distrus complet. Iau acest dosar și-l așez înaintea Ta. Te rog, preia complet cazul acesta și eliberează-mă. Și într-o clipă am fost eliberat. Într-o clipă am fost eliberat. Niciun om nu poate să facă lucrul acesta fără puterea lui Dumnezeu. Sunt două motive
pentru care un om nu iartă. Fie n-a văzut pe Dumnezeu, fie nu știe cine se găsește în spatele păcatului și al greșelii fiecărui om și mai ales aproapele de lângă tine. Cine a văzut pe Domnul Hristos o singură dată, nu care a auzit vorbindu-se despre El la predici. Acest lucru este altceva. Am auzit vorbindu-se de tine 20-50 de ani de când aud despre tine. Nu despre asta e vorba, ci e vorba de a te vedea pe tine. Acum te-am văzut, de aceea mi-e scârbă de mine. Dacă n-am văzut pe Domnul Hristos, nu vom putea să iertăm niciodată. Felul cum iertăm reflectă două lucruri. În ce măsură am fost noi iertați și în ce măsură să ne ierte Dumnezeu. Noi suntem aceia care dăm lui Dumnezeu măsura iertării. Doamne, de ce nu mi-a iertat toate păcatele? Pe acesta, un singur păcat pentru care am pierdut viața veșnică, de ce nu mi-a iertat și păcatul acesta dacă mi l-a iertat pe toate celelalte? Pentru că nici tu n-ai iertat pe persoana aceasta, o singură persoană le-a iertat pe toate, dar o singură persoană pe care n-ai iertat-o și n-ai iertat-o pentru un singur lucru. De aceea nici eu n-am putut să-ți iert ție acest singur lucru. Mergi blestematul în focul cel veșnic pregătit celor care s-au așezat în locul lui Dumnezeu, diavolului și îngerilor lui. Sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Doamna Lincoln a chemat pe bodyguardul Parker, care era chemat să păzească pe președinte. Nu putea să doarmă. Nu putea să admită că e adevărat că soțul ei a fost împușcat. Acest om care a luptat toată viața lui să reprezinte pe Domnul Hristos în viața de fiecare zi și nu e loc mai greu de a reprezenta pe Domnul Hristos decât când ești la conducere undeva. Nu putea să admită că e adevărat. Toată noaptea s-a chinuit cu focul și cu moartea. Care a fost vina? Care a fost vina pentru care au împușcat pe cel mai nobil om? Și a chemat pe acest bodyguard care era chemat să păzească pe președinte și care n-a fost acolo în momentul când președintele a fost împușcat, care n-a păzit ușa, care nu s-a uitat în fiecare clipă asupra președintelui cum era chemat să o facă și să fie cu ochii tot timpul. Aceasta era misiunea lui. Și doamna i-a spus: cum se poate să faci așa ceva? Ce fel de om ești? Cum ai putut să faci această nenorocire? Și el a spus: Doamnă, nu mă pot ierta singur, nu-mi pot ierta nenorocirea aceasta. N-am putut să cred că se va ridica un singur om din națiunea aceasta care să tragă într-un om atât de bun cum a fost președintele Lincoln și într-un loc public ca acest. N-am putut să cred. Și pe baza aceasta n-am vegheat. M-am uitat la spectacol în loc să mă uit la președinte. Și doamna i-a spus: te iert, dar pe criminal nu pot să-l iert. Parker s-a retras. Ted, băiatul președintelui Lincoln, a mers la biroul tatălui lui și a petrecut toată noaptea la masa unde petrecea el și a lăsat să-i treacă pe dinaintea ochilor tot felul de scene din viața președintelui. Și după multă gândire, a concluzionat către ziua cu următoarele cuvinte: dacă tatăl meu era în viață, l-ar fi iertat pe asasin. Pentru că tatăl meu a iertat pe oricine. Dorim să stăm în împărăție la masă cu cei care au iertat? Vrem să stăm la masă cu Iosif? E un loc lângă el acolo. Dar este unul aici întâi. Cine nu stă aici pe locul lui Iosif, nu va sta niciodată lângă Iosif la masă în împărăție. Vrem să fim serviți de Domnul Hristos la masă? Auzi pretenții? Stăpânul însuși se va încinge și va servi la masă și povestim de multe ori că el însuși ne va servi la masă în împărăție. Vai, ce înaltă perspectivă! Dar încă nu ne rugăm pentru ucigașii noștri, pentru bârfitorii noștri, pentru... Încă nu, dar vrem să stăm la masă în împărăție. Căutăm vreo intrare secretă acolo la masă. Dacă se poate să trecem pe undeva pe dedesubt, sub masă și să ieșim în partea altă. Dacă se poate să săpăm vreo galerie undeva, să aparem și noi acolo în camera de nuntă, să evităm intrarea pe ușă. Nu va intra nimeni în împărăție decât prin această ușă. Ori iertăm din toată inima, ori nu vom fi iertați niciodată. Este tot ce putem spune.